Bine ați revenit! Cu acest material încep și seria problemelor rezolvate de termodinamică. Problema pe care vă prezint azi apare de multe ori, sigur, în variante mai mult sau mai puțin modificate, la diferite examene și concursuri. Să vedem textul problemei. În acest desen puteți vedea sistemul celor două incinte cu tubul care le leagă, prevăzut cu un robinet, și noi trebuie să calculăm ce valori vor avea presiunea și temperatura după ce deschidem robinetul și, bineînțeles, după ce se ajunge la echilibru, adică temperatura și presiunea vor avea aceleași valori în tot sistemul, în fiecare punct al sistemului. Să vedem ce cunoaștem. Cunoaștem parametrii în stările inițiale. În prima incintă avem presiunea pe 1, volumul pe 1 și temperatura T1. Iar în a doua incintă avem presiunea pe 2, volumul V2 și temperatura T2. După ce deschidem robinetul și ajungem în starea finală, vom avea presiunea P, pe care nu o cunoaștem, dar știm cât va fi volumul. Volumul va fi V1 plus V2. Volumul incintelor nu se modifică prin deschiderea robinetului, deci volumul total va fi volumul primei incinte plus volumul celei de-a doua. Deci volumul va fi V1 plus V2, iar temperatura va fi T, va avea valoarea T, din nou necunoscută. Acestea sunt cele două necunoscute. Ele sunt ceea ce vrem să calculăm. Mai știm ceva, că numărul de molecule din sistemul nostru nu se schimbă prin deschiderea robinetului. Vor trece niște molecule dintr-o parte în cealaltă, dar numărul lor total va rămâne același, pentru că sistemul nostru este închis față de exterior. Și asta înseamnă că și numărul total de moli va rămâne același. Iar numărul de moli îl putem calcula pentru fiecare incintă folosind ecuația termică de stare. Aici avem P1 ori V1 egal cu μ1 RT1, de unde rezultă că numărul de moli din prima incintă, μ1, este P1 ori V1 supra RT1. Și la fel, în a doua incintă avem P2 V2 egal cu μ2 RT2, ecuația termică de stare pentru incinta a doua, de unde rezultă că μ2, numărul de moli din această incintă, este P2 ori V2 supra R ori T2. Putem scrie ecuația de stare și pentru starea finală. P pe lângă V1 plus V2, atât va fi volumul, este egal cu numărul de mol. Dar numărul de mol, așa cum am spus, va fi μ1 plus μ2. Și înmulțit cu RT. Deci aceasta este ecuația de stare pentru starea finală, după ce am deschis robinetul și s-a ajuns la echilibru. Și acum putem înlocui, putem substitui pentru valorile μ1 și μ2, expresiile lor, și obținem că P pe lângă V1 plus V2 este egal cu P1 V1 supra RT1 plus P2 V2 supra RT2 înmulțit cu RT. Se poate da factor comun din paranteză 1 pe R, care se va simplifica atunci cu R din exterior. Și am obținut o ecuație în care apar, din păcate, ambele necunoscute, atât presiunea cât și temperatura.
Deci, deocamdată, avem o ecuație cu două necunoscute. Folosind ecuația termică de stare, am ajuns la o ecuație cu două necunoscute. Presiunea în starea finală și temperatura în starea finală. Ce facem acum? Aici putem apela la acea lege a naturii, numită legea conservării energiei, care se pare că îi indispune pe mulți. Mulți ar vrea să vadă abrogată. Dacă veți citi comentariile la materialele mele legate de legea conservării energiei, cum ar fi perpetuum mobile sau pompă sau motorul cu apă, veți înțelege la ce mă refer. Cu toată supărarea unora, legea conservării energiei funcționează, ea este în vigoare și o putem folosi ca să rezolvăm problema noastră. În general, vorbind, energia internă a unui gaz ideal se poate calcula cu relația U este egal cu nu ori CV ori T, unde nu este numărul de moli ai gazului respectiv, CV este căldura molară la volum constant și T este temperatura gazului. Și atunci putem calcula energiile interne pentru cele două gaze în starea inițială, când se aflau separat în cele două incinte. U1 va fi nu1 ori CV ori T1, adică va fi, dacă îl substitui pe nu1 cu P1 ori P1 supra RT1 înmulțit cu CV ori T1, T1 se simplifică și rămâne că U1 este egal cu P1 ori V1 înmulțit cu CV supra R. La fel pot să găsesc pentru U2 că este P2 ori V2 înmulțit cu CV supra R. Dar energia internă în starea finală. În starea finală, energia internă, să notăm cu U, va fi numărul de moli, care acum este nu1 plus nu2, înmulțit cu CV și înmulțit cu T. Aici putem din nou să substituim expresiile pentru numerele de moli și obținem P1 ori V1 supra RT1 plus P2 ori V2 supra RT2 înmulțit cu CV și înmulțit cu T. Și putem să scriem că U este egală cu P1 ori V1 supra T1 plus P2 ori V2 supra T2, totul înmulțit cu CV supra R înmulțit cu T. Dar legea conservării energiei ne spune că energia finală, în starea finală, în cazul sistemului nostru, trebuie să fie egală cu energia în starea inițială, să vedem de ce. Întâi, textul problemei spune că cele două incinte sunt învelite într-un înveliș adiabatic, ceea ce înseamnă că ele sunt izolate termic, ele nu pot schimba căldură cu exteriorul. Deci sistemul nostru tot nu poate schimba căldură cu exteriorul. Nu poate să schimbe nici lucru mecanic, pentru că volumul total al sistemului nu se schimbă. El este V1 plus V2, și în starea inițială și în starea finală. Și dacă un sistem termodinamic nu schimbă cu exteriorul nici căldură, nici lucru mecanic, atunci energia lui internă se conservă. Legea conservării energiei. Și atunci putem scrie că U trebuie să fie egal cu U1 plus U2. Să substituim în această ecuație expresiile noastre pentru U, U1 și U2. Și obținem, observați vă rog că apare peste tot CV supra R, CV supra R, CV supra R, așa că putem să împărțim ecuația de la început la CV pe R și obținem că P1 ori V1 supra T1 plus P2 ori V2 supra T2, totul înmulțit cu T, aici este energia internă în starea finală, după ce am împărțit la CV supra R, trebuie să fie egal cu U1, P1, V1 și atât, că am împărțit la CV pe R, plus
U2, P2, V2. Atât a rămas din U2. Și acum avem o ecuație cu o singură necunoscută, temperatura. Deci temperatura se poate calcula folosind legea conservării energiei și ea este egală cu, la numărător am P1 ori V1 plus P2 ori V2 supra P1 V1 supra T1 plus P2 ori V2 supra T2. Și acum am o relație cu ajutorul căreia pot să calculez temperatura în starea finală. Tot ceea ce vedeți în dreapta este cunoscut. Sunt, de fapt, parametrii din stările inițiale. Acum, ecuația noastră inițială nu mai are decât o necunoscută, presiunea în starea finală. Pentru că, pentru temperatură, avem o expresie care ne permite să o calculăm. Și acum putem să calculăm și presiunea. Avem P pe lângă V1 plus V2 este egal cu P1 V1 supra T1 plus P2 V2 supra T2 și totul înmulțit cu temperatura, adică cu ceea ce vedeți aici. P1 V1 plus P2 V2 supra P1 ori V1 supra T1 plus P2 ori V2 supra T2. Și după cum vedeți, numitorul acestei fracții se simplifică cu ceea ce avem în exteriorul fracției, așa că obținem o relație foarte frumoasă. P pe lângă V1 plus V2 este egal cu P1 V1 plus V2 înmulțit cu V2. Și de aici rezultă că presiunea în starea finală este P1 V1 plus P2 V2 supra V1 plus V2. O relație foarte simplă, ușor de memorat și la care puteam să ajungem și altfel, dar vă voi arăta cu altă ocazie cum puteam să ajungem la această relație. Și acum avem expresii atât pentru temperatura finală, cât și pentru presiunea finală. Prima parte a problemei noastre este rezolvată. Și acum a doua și ultima întrebare. Cât este variația entropiei la trecerea sistemului nostru din starea inițială în starea finală? Entropia este o mărime de stare, ceea ce înseamnă că variația ei depinde doar de parametrii stării inițiale și parametrii stării finale. Și nu depinde de ce fel de transformări au avut loc pentru ca sistemul să ajungă din starea inițială în starea finală. Acest lucru ne permite să facem un artificiu în tehnica noastră de calcul și să presupunem că cele două gaze, că avem două gaze, nu cele două incinte, ajung în starea finală trecând prin două transformări. Și anume, întâi, gazul se destinde izoterm și ocupă volumul V1 plus V2, de la V1 respectiv V2, deci își mărește volumul, dar nu își schimbă temperatura, am avut o transformare, deci izotermă, și apoi o transformare izocoră, pentru că gazele au deja volumul V1 plus V2, în care ajungem la temperatura finală. De pildă, pentru gazul din incinta întâi, putem considera că suferă întâi o transformare izotermă, în care volumul trece de la V1 la V1 plus V2, dar temperatura a rămas T1, și apoi o transformare izocoră, în care temperatura trece de la T1 la T și volumul rămâne V1 plus V2. Deci avem o transformare izocoră. La fel putem să ne gândim și pentru celălalt gaz. Așa că vom calcula variația entropiei presupunând că au loc aceste două transformări.
Și asta înseamnă că avem nevoie de formula variației entropiei pentru transformarea izotermă și formula variației entropiei pentru transformarea izocoră. Să vedem. Pentru transformarea izotermă e foarte ușor să găsim o formulă pentru variația entropiei, pentru că, în general, variația entropiei este raportul dintre Q și T. Și pentru că în transformarea izotermă, prin definiție, temperatura este constantă, înseamnă că trebuie să știm doar ce valoare are căldura într-o transformare izotermă. Ce valoare are căldura schimbată de sistemul termodinamic cu exteriorul. Și știm acest lucru, căldura într-o transformare izotermă are expresia nu ori R, ori T, ori logaritm natural din volumul final supra volumul inițial. Și dacă împărțim această expresie a căldurii la T, obținem că delta S, variația entropiei într-o transformare izotermă, este deci nu R înmulțit cu logaritm din V final supra V inițial. Dar pentru transformarea izocoră. Într-o transformare izocoră, căldura schimbată de sistemul termodinamic cu exteriorul se calculează cu relația nu înmulțit cu CV înmulțit cu delta T. Dacă ne gândim la o transformare în care temperatura se schimbă foarte puțin, infinitezimal, și în care evident că și căldura schimbată cu exteriorul este foarte mică, atunci putem spune delta Q în transformarea izocoră este nu ori CV ori DT, acea variație infinitezimală a temperaturii. Și asta înseamnă că DS, adică variația infinitezimală a entropiei în transformarea izocoră, va fi acest delta Q supra T. Adică va fi nu ori CV ori DT supra T. O ecuație tocmai bună pentru a fi integrată. Și dacă integrez în stânga, voi obține delta S egal cu nu și CV sunt constante, le scriu în afara integralei și rămâne integrală de la temperatura inițială la temperatura finală din 1 supra T dt. Și această integrală este logaritm natural din T final supra T inițial. Așa că am găsit că variația entropiei într-o transformare izocoră are expresia nu ori CV ori logaritm natural din temperatura finală supra temperatura inițială. Înainte de a folosi aceste relații, e bine să observăm ceva. Din prima, observăm că variația entropiei crește dacă crește volumul final și din a doua observăm că variația entropiei crește dacă crește temperatura finală. Și asta înseamnă că atunci când volumul unui gaz ideal crește, entropia crește și ea. Și la fel, dacă temperatura unui gaz ideal crește, entropia crește și ea. Și de aceea variațiile entropiilor sunt proporționale cu logaritm fie din volumul final supra volumul inițial, fie cu logaritm din temperatura finală supra temperatura inițială. Avem, deci, aceste două relații pentru variația entropiei, odată într-o transformare izotermă și apoi într-o transformare izocoră. Să le folosim. Întâi, pentru primul gaz. Presupunem, deci, că el trece întâi printr-o transformare izotermă de la volumul V1 la volumul V1 plus V2, adică la volumul final. Și atunci,
variația entropiei primului gaz în această transformare izotermă va fi, avem aici relația, μ1 înmulțit cu R, înmulțit cu logaritm natural din V1 plus V2, care este volumul final, supra V1, care este pentru primul gaz volumul inițial. Apoi, gazul nostru trece izocor din starea în care temperatura lui este T1, temperatura inițială, într-o stare în care temperatura lui este T, temperatura finală. Și avem delta S a primului gaz pentru această transformare izocoră, am notat-o cu 1V, μ1 ori CV, înmulțit cu logaritm natural, deci este vorba despre această relație, temperatura finală este T, supra temperatura inițială este T1. Și atunci, delta S total pentru primul gaz este μ1 pe lângă R înmulțit cu logaritm din V1 plus V2 supra V1 plus CV înmulțit cu logaritm natural din T supra T1. Folosind același raționament și aceleași relații, putem găsi că delta S, variația entropiei pentru gazul din a doua incintă, variația totală a entropiei lui, este μ2 pe lângă R ori logaritm din, și pentru el volumul final este V1 plus V2, dar volumul inițial este V2, plus CV înmulțit cu logaritm din, și pentru el temperatura finală este T, dar pentru el temperatura inițială este T2. Și atunci delta S total va fi delta S 1 plus delta S 2. Vă las pe voi să scrieți relația finală. Și am reușit să găsim și variația totală de entropie atunci când sistemul nostru trece de la starea în care gazele erau separate și aveau parametrii P1, V1, T1, respectiv P2, V2, T2, la starea în care gazele sunt acum amestecate și au presiunea P, temperatura T și ocupă volumul V1 plus V2. Ultimul lucru, aveți și o aplicație numerică. Acum aveți relații atât pentru temperatura finală, cât și pentru presiunea finală, cât și pentru variația totală de entropie. Trebuie doar să înlocuiți în relațiile respective parametrii pe care îi cunoașteți. P1, V1, T1, P2, V2, T2 și veți putea să faceți calculele. Dar, atenție, trebuie să faceți întâi transformările necesare ca să lucrați în sistemul internațional. Adică, odată va trebui să treceți din grade Celsius în Kelvin, apoi va trebui să treceți de la litri la metri cubi și va trebui să treceți de la atmosfere la newton pe metru pătrat, sau cum se mai numește acest raport Pascal. Deci trebuie să faceți aceste transformări, sper că vă amintiți cum. Pentru temperaturi avem T mare este egal cu T mic plus 273, aproximativ, suficient pentru problema noastră. Pentru a doua transformare, 1 metru cub este egal cu 10 la a treia litri și pentru atmosfere, o atmosferă fizică are aproximativ valoarea 10 la a 5-a newton pe metru pătrat. Și atunci vă rog să transformați întâi toți parametrii în așa fel încât să fie exprimați în unități de măsură din sistemul internațional folosind aceste relații. Apoi îi puteți înlocui în formulele pe care le avem pentru temperatură, presiune și variația entropiei. Vă rog să faceți și calculele ca să vă pregătiți așa cum trebuie pentru concursuri și examene.
Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!